Tabelul conștiinței sau nivelurile de conștiință umană este o muncă extraordinar de valoroasă și colosală făcut de Dr. David R. Hawkins. Foarte mulți ani acest om, acest suflet minunat, a muncit în această direcție și a ajuns la un tabel care detaliat este scris în această carte Putere versus Forță, ceea ce îți recomand și ție. Se citești această carte, cu ce te ajută acest tabel. Într-adevăr, una dintre cele mai mare, cele mai puternice, foarte bine răspândite vibrații în lumea aceasta este vibrația fricii. Dacă tu uiți la tabelul conștiinței, vibrația frică are vibrație foarte joasă, este la nivel 100 și acele entități de joase vibrații cu intenții așa mai puțin pozitive, să zic, au folosit această metodă pentru a răspândi Frica în lume. După frica, avem și alte vibrații mai joase, care în tabelul conștiinței pot să vezi: sunt judecată, rușina, vinovăția, apatia, durerea și frica, care am zis că este 100, și apoi dorința. Bine, asta este un fel de dorință, adică un atașament. Sunt disperat ca să pot să obțin ceva, nu orice fel de dorință. Dacă este o dorință sau este o intenție pozitivă, este pozitiv, nu este ceva negativ. Aici se referă la atașamentele noastre, și apoi furia și mândria. Aceste niveluri sunt vibrații joase. De la nivelul de curaj în sus, care este la nivel de 200, un om, un suflet, începe procesul lui de ascensiune, de a ridica vibrația lui. Un om care a reușit să lucreze cu dezvoltarea lui personală și spirituală. El cu el singur sau cu ajutor și susținerea. Ghiz sau terapeut spiritual a reușit să curăță din câmpul câmpului, din corpul lui, cât mai mult vibrații joase și a ajuns la nivel de curaj, viața lui se schimbă în cel mai pozitiv mod posibil. Bineînțeles, acel om începe să se manifeste, să materializeze intențiile lui pozitive. După nivelul de curaj vine nivelul de neutralitate, apoi bunăvoință, acceptare, care este la nivel de 350. Un om care trăiește mare parte din viața lui la nivelul de acceptare, doar vibrația, doar starea de acceptare, stare mentală, energetică, emoțională, aura, vibrația ca acel om, emană prin mintea lui, prin prezența lui, influențează peste 90.000 de oameni în jurul lui. Cât mai mult un om, o persoană ridică vibrația lui, poate să ajungă la vibrația rațiune sau înțelepciune, la încep să primește scărcări de informații, de valori, update-uri, coduri de activări, bineînțeles, din partea cele mai înalte entități de lumină și iubire, și ajungi la vibrația iubire, iubire de sine, și foarte important, față de mine, față de umanitate, față de tot ce este în jurul meu, și vibrația bucuriei este interesant că este mai ridicat decât vibrația iubirii, și apoi pace. Vibrația pacei este foarte ridicată, este la nivel de 600. Omul care trăiește sau persoane care trăiesc în vibrația păcii, doar prezența acel om, acel suflet, influențează peste 10 milioane de oameni în jurul lui. Sunt foarte multe suflete care în perioada acesta vin pe pământ, se nasc prin corpul uman ca și în corpul unei bebeluși. Din start, vibrația acel suflet, acel bebeluș, este la nivelul pace. Deci doar prezența acel bebeluș în acea casă, în acel oraș, influențează peste 10 milioane de oameni, obiecte și lucruri în jurul lui. Și mai departe, dacă investești în dezvoltarea ta personală și spirituală, poți să ridici vibrația ta până vibrația iluminare, care este la nivel de 700. Sunt foarte puține persoane în perioada aceasta pe pământ care trăiesc în această vibrație de iluminare. Doar prezența lor pe globul pământesc influențează peste 70 de milioane de oameni și obiecte și lucruri în jurul lor și dacă reușești, și asta este și intenția mea, intenția ta, intenția noastră, Sper că asta este și așa să fie. În această viață, în acest corp, să ridicăm vibrația noastră până la iluminare, ca să ascensionăm ca un maestru înălțat în această viață, în acest corp. Depășești vibrația iluminare, depășești cifra 700 și ajungi la 1000, doar prezența ta pe globul pământesc influențează în cel mai pozitiv mod posibil întreaga umanității. În direcția acesta eu am simțit să pregătesc acest tabel, tabelul conștiinței sau nivelurile de conștiință umană făcut de Dr. David Hopkins, am pregătit grafica pentru mobilul tău ca să poți să-l folosești în spatele mobilul tău ca și background sau pentru desktop, pentru laptop, pentru tabletă, Linkul de descărcare, download pentru acest tabel în format JPG, las mai jos. Ca să te uiți mereu la acest tabel, la să-ți amintești unde ești tu, acum, aici și unde ar trebui să fii și să ridici vibrația ta la cel mai înalt nivel ca să influențezi în cel mai pozitiv, în primul rând, tu pe tine și absolut tot ce este în jurul tău și apoi să fie o contribuție pozitivă în perioada aceasta pentru a ridica nivelul de vibrație și conștiință planetară.